Salută lumea, aici Skynet și bine-am găsit la episodul 21 din Minecraft Survival. Și azi e sâmbătă, în mod normal nu trebuia să postez nimic, dar sincer mă cam plictisesc. Și... na. În mod normal sâmbătă e ziua de off-camera, adică fac tot off-camera. Și vreau să mă întreb dacă... vreți să la Assassin's Creed să fac off-camera bani și toate alea, știți, și ne luptăm și toate alea on-camera, dacă doriți. Bun, să începe odată episodul. Am mai lucrat un pic la casă, domnul doar am pus acoperișul și e ceva schimbat la Minecraft? Mie nu-i se pare nimic schimbat. Ce credeți, s-a schimbat ceva? Eu nu văd nimica. Oh, God! Doi pitici! Nu! N-am sabie, Holy shit! Ce cu pitici ăștia? No. Nu-mi plac copii, nu-mi plac copiii mici! Na, cum ai venit proștilor? Suntem pe 1.7.2, am schimbat la pe versiunea. Căci că fiindcă pentru că deoarece... sigur ați observat deja. Avem shader. Shader este genial. Sper că n-am nici... Mamă, ce e reflexe. Sper că am niciun zombie pitic în spatele meu și că pot să mă urc apoi. Ai, scheletul Draco. Ora scheletii, cine băga scheletii în Minecraft? Sus! Nu! Rămâi acolo! Rămâi tot acolo! Ce bine că am scăpat! Ok... iau de merge la apă! Mamă, ce mă doare gâtul! Da. M-am gândit să filmez astăzi pentru că mâine, nu sunt sigur dacă o să fac ceva anume la joc, cred, de duminică. Momentan am primit nicio sugestie de la voi sau cea de genul ăsta, un joc bun. Onii mi-a zis să fac ăsta, mi-a zis primul mesaj, prea să joc Call of Duty. Da, Call of Duty. Asta o să joc la joc de duminică. Nu ocupă deloc mult. Nu. Deși aș avea o idee, dar o să încerc să descarc jocul. E vorba despre un joc numit One Late Night. Sigur știți pe PewDiePie, cum să nu știți. Mai trebuie să vă sunteți la... la curent cu știrile și toate alea. Vă știți pe PewDiePie, cum să nu știți. A făcut și el One Late Night, jocul ăla. E un joc horror indie, chiar interesant jocul și unde se joc și eu, o să vă explic mai multe când o să joc. Deci, trebuie să văd de unde să-l descarc mai exact, pentru că pe Filelist nu este jocul, adică nu-l găsesc pe Filelist, așa că trebuie să găsesc de altundeva să-l descarc.
Cred că e pe Steam jocul, dar eu n-am Steam. O să văd eu. Și de-aia am zis să filmez astăzi, că nu-i sigur că postez mâine ceva. Vă place intrarea asta cum am făcut-o sau să o schimb, sincer? Ok, hai să... Am zis că o să fac aici un fel de mini-sat ceva înăuntru, dar cred că m-ar răzgândit mai bine. Fac ceva normal și aici o să, în mijloc o să fac așa o fântână mare. Fântână. Și aici sus, aș avea idee să încep iarăși cu trepte, așa. Ia, cum arată de jos, dacă aș începe așa. Arată ok. Și oamenii țipă la în fața casei mele. Poate s-aude și în video și sper că nu s-aude. Dar bun, mai am nevoie de piatră. Oh. Da, uitați-mi că am făcut off-camera niște piatră. Bun. Așa. Dar nu cred că ești tu. Așa. Și așa. Bun. Și bârbă puțin. Am revenit. Am închis ușa ca să nu fiu deranjat. Nu vreau să risc nimic, am. Ca știu ce se poate întâmpla. Așa. Cred că o să fac vreo 3 etaje din astea. Nu, cred că 2 destule, că oricum l-am început în atâtea etaje. Și așa l-am făcut destul de mare. Bun. Mai ce-mi place shader-ul. Ce fain să lucește soarele. Îmi place că în realitate ninja, dar Minecraft-ul tot vesel rămâne cu soarele și cu shader-ul ăsta. Bun. Episodul ăsta nu cred că o să fie așa de lung, de 20 și ceva de minute, pentru că mai am și niște treabă, fiindcă e sâmbătă. Și în sfârșit a început să ningă, mă rog, la mine în oraș, abia acum o nins, toată iarna nu a nins, nu acum a început. Sincer, îmi place iarna, dar la capitolul răceală deja nu mai e de acord cu nimica. Când e vorba că mă răcesc iarna. E răcitul iernii. Ce? Am auzit un... Mi se pare că am auzit un zombi mic. Sper că... Doar eu am halucinații. Sau zenii, nu halucinații. Așa. Hai să ne culcăm repede. Uf, uf, uf. Cred că ăsta e singurul shader care nu merge cu lag. Da, mai am și Rudoplay-ul, dar ăla merge ca naiba și fără să filmez. Deci mai bine nu vreți nimica. Dun, 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 dun.
Așa. Bun. Un episod plictisitor. Adică nu chiar așa plictisitor. Am fost un pic alergați. E o haită de zombi. E zombi copii, mamă, cât îi urăsc pe... urăsc copii ăsta, nu chiar bebelușii, în realitate, copiii de la între vreo 2 și 4, ai 2 și 5, ai cam așa, îi urăsc tâta zbeară, aoleo. Și da, știu că așa eram și eu, da. Am mă bucur că, în sfârșit. Adică, da. Eu m-am avut primul calculator la vreo 5-6 ani, de atunci nu prea, da, nu prea mai ies nici pe afară, nici nimica. Nu prea mai zbier de atunci. Dar mai hai să schimbăm subiectul ăsta odată. Și am văzut că am făcut și 17 abonați. Foarte tare, începem să creștem. Chiar îmi place, adică nu credeam că o să am atâta succes cu YouTube-ul. Aveam un canal înainte, dar era cu, cum să zic, aveam ca numele meu privat. Numele meu întreg la canal. Și nu vreau să fac ăla. Adică, da. Nu știu, când aveam canalul ăla, așa, aveam vreo 10 abonați, parcă. Dar, da, nu chiar 10. De fapt, aveam numai vreo 6. Dar, aveam mai mult, aveam mai mult chef. Mult chef, da. Românele e grele. Aveam mai mult chef să joc și... toate alea, acum parcă sunt prea plictisit să mai joc ceva. Am făcut și rost de cablestone off camera, dar cred că se pare că trebuie să mai fac rost. Da. Oh god. Când făceam asta aici jos la parter, deci nici nu mi-am dat seama că în spatele meu nu era nimica. Deci dacă dădeam drumul la shift, ăla eram. Odată am picat și off camera, da. Ce mai contează? Serios, abia mai am cobblestone. Și mai am nevoie o groază. Ok. Am fecetamina. Culmea e că cu shader am mai multe FPS-uri și când mă uit în jos și când mă uit înainte. Am mai multe FPS-uri decât fără. Serios. Deci acum merge cu 30 FPS-uri când mă uit în față. Uite, acum cu 60. Și în Minecraft-ul normal, când aveam data trecută, mă uitam în jos, tot aici pe casă. Și mi-a cu vreo 15 FPS-uri. Așa dintr-o dată mi-a scăzut. Nu mai înțeleg Minecraft-ul ăsta. Și am văzut că la Assassin's Creed face mai multe like-uri și vizuri decât la Minecraft. Sincer, chiar mă bucur că vă place seria și mie îmi place mult Assassin's Creed-ul. Cred că e singurul joc pe care l-a jucat într-una și chiar l-am jucat într-una. Adică,
Am făcut niște bani off-camera ca să ne mai upgradăm arme și toate alea. Emisiuni opționale nu am făcut, o să fac on-camera. Adică nu știu, spuneți-mi dacă vreți să fac și misiunile opționale on-camera sau să le fac off-camera. Deci cam asta e tot ce... ăsta. Să spuneți dacă vreți să fac off-camera misiune opționale. La Assassin's Creed și să fac banii. Ok. Păi... hai să terminăm măcar aici sus și după aia închei. Că chiar n-am chef să stau atât la randare. Uite-te și tu. Așa ușor îmi merge și am și pe render distance 7 chancuri și 60 de FPS-uri. Și dacă aș scoate acum așa de stiuri, mai merge numai cu 30 de FPS-uri. Dar nu vreau să încerc deocamdată. Și eu știu ce se întâmplă. Ok. Păi cam asta ar fi tot. Un episod mai scurt. Mi-am făcut chiar de 20 de minute pentru că n-am nici chef astăzi și nici timp. Mai am ceva treabă. Nu uitați să dați un like, subscribe, share și comment, deci să-ți spuneți în comentarii dacă vreți să fac bani off-camera și misiunea opționale off-camera la Assassin's Creed. Eu am fost Skynet și ne vedem data viitoare. La revedere! Pa! Wow.